Vă salut, mă numesc Viorel Simac și vă invit la a cincea parte a prezentărilor despre pandemia actuală cu coronavirusul SARS-CoV-2. Pe parcursul acestor prezentări vom încerca să răspundem la următoarele întrebări. Situația actuală este o pandemie de gripă, de panică sau altceva? Care sunt posibile rezultate ale acestei pandemii pe planul sănătății și pe plan social? Cum ne putem păstra sănătatea fizică, emoțională și spirituală în acest context? Să recapitulăm prezentarea precedentă. 1. Se planifică testarea pentru COVID-19 și vaccinarea întregii populații. Cei vaccinați vor primi niște pașapoarte digitale de imunitate, pe baza cărora vom putea reveni în societate. Datorită unor caracteristici ale acestui plan cu cifra 666 și a implicațiilor de a cumpăra și vinde, sunt mulți care consideră că aceasta este exact semnul fiarei despre care este scris în Biblie, în Apocalipsa 13. Ne-am propus să analizăm această teorie. 2. Deoarece este un subiect spiritual, am subliniat valoarea creaționismului față de teoria evoluționistă, autoritatea Bibliei ca sursă de informare și nevoia rugăciunii pentru iluminare divină. 3. Pentru a identifica semnul fiarei din Apocalips 13, am început studiul cu identificarea primei fiare din acest capitol, deoarece este semnul acesteia. 4. Am descoperit că pe baza caracteristicilor comune, prima fiară din Apocalipsa 13 este descrisă și în alte capitole din Biblie, cum ar fi Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsa 12 și Apocalipsa 17. Din toate aceste capitole am extras peste 10 caracteristici importante care ne ajută să stabilim fără niciun dubiu identitatea acesteia. Dar acest lucru a rămas ca temă individuală pentru acasă. Vom continua studiul nostru în această ocazie cu privire la prima fiară din Apocalipsa 13 și cu privire la semnul acesteia. Înainte de aceasta vom înălța o rugăciune, deoarece doar Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem acest subiect spiritual și ne poate salva de atacurile celui rău. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru această nouă ocazie de studiu în care putem deschide cuvântul Tău și să descoperim ceea ce Tu ai vrut să ne arăți cu mii de ani înainte. Ajută-ne să înțelegem voia Ta pentru noi, ajută-ne să Te urmăm și Te rugăm să ne păzești Tu de amăgirile celui rău, de semnul fiarei, de planurile celui rău care se realizează pe pământ pentru a pierde pe oameni și ajută pe toți cei care vor asculta aceste prezentări să poată lua o decizie de partea Ta și să Te urmeze pe Tine pentru ca să fie mântuiți. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus, Te-am rugat. Amin. Din caracteristicile prezentate data trecută, cred că v-ați dat seama ce reprezintă această primă fiară din Apocalipsa 13. Există doar o singură entitate care satisface toate aceste caracteristici și anume papalitatea. Să le revizuim din nou. Prima caracteristică este că se ridică din mare. Textul apare în Apocalips 17:15. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Papalitatea ia naștere pe continentul european într-o zonă foarte populată. Deci este prima caracteristică care se împlinește. A doua caracteristică este că această fiară succede celei de-a patra împărății din Daniel 7. A patra împărăție a fost Imperiul Roman, deoarece succede Imperiul Greciei. Imperiul Roman s-a destrămat în 476 după Hristos, iar primul papă este învestit de către împăratul Justinian cu autoritate absolută peste toate bisericile creștine în anul 534 după Hristos. Următoarea caracteristică din fiara a patra, Imperiul Roman, cresc 10 coarne, adică rezultă 10 împărății și încă un corn mic.
din fața căruia sunt smulse 3 din cele 10. Imperiul roman se destramă în 476 datorită atacurilor a 10 triburi barbare, Alemaniei, Franciei, Anglosaxonii, Burgunzii, Vizigoții, Suevii, Lombarzii, Herulii, Vandalii și Ostrogoții. Ultimele trei din ele sunt complet distruse, Herulii în 493, Vandalii în 534 și Ostrogoții în 538. Herulii sunt cuceriți și distruși de ostrogoți în anul 493 după Hristos. Împăratul Justinian trimite pe generalul Belisarius cu armata sa și distruge complet pe vandali în anul 534 și pe ostrogoți în 539, oferind astfel cetatea Romei pentru papalitate. Următoarea caracteristică, numele de hulă pe care le are această fiară, și avea de asemenea o gură care rostea vorbe mari și hule. În cele trei pasaje din Noul Testament descoperim că o hulă este când un om pretinde că iartă păcatele, când un om pretinde că este Dumnezeu sau ca Dumnezeu și când un om se consideră Mesia sau Hristos. În textele menționate, Domnul Hristos a fost acuzat de hulă când a iertat păcatele sau când a spus că el și Tatăl sunt una, dar cei care îl acuzau nu știau că nu era un simplu om, ci era chiar Fiul lui Dumnezeu din veșnicie. În cazul papei însă situația este alta. Biserica Catolică și papalitatea își atribuie puterea de a ierta păcatele trecute și viitoare, după cum găsim scris în următorul pasaj. Noi posedăm pe acest pământ locul a totputernicului Dumnezeu, enciclica Papii Leo al XIII. Un alt pasaj spune, Papa este de o demnitate atât de mare și atât de înălțat, ca și când ar fi Dumnezeu și vicarul lui Dumnezeu. Papa este ca și când ar fi Dumnezeu pe pământ, rege al regilor, având plinătatea puterii, scrie în prompta Biblioteca Canonica Juridica Morales teologică. Următoarea caracteristică. Fiara a dominat lumea și a persecutat pe cei credincioși o perioadă de 1260 de ani calendaristici, care înseamnă 1260 de zile profetice. Și această perioadă, după cum am văzut, echivalează cu 42 de luni profetice și 3,5 vremi sau ani profetici. Deoarece distrugerea celor trei coarne împărății se încheie în anul 538 după Hristos, aceasta este și începutul domniei fiarei. Dacă adăugăm 1260 de ani, ajungem în anul 1798 după Hristos. Am văzut puțin mai înainte că în 538 după Hristos papalitatea a primit autoritatea absolută în Roma, după înfrângerea celei de-a treia împărății, ostrogoții. Peste 1260 de ani ajungem în anul 1798 după Hristos. Exact în acest an, Papa Pius al VI-lea a fost luat prizonier de către generalul francez Berthier. Următoarea caracteristică, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Din Apocalips 13:10. La fel cum papalitatea a persecutat și omorât pe cei credincioși în anul 1798, s-a împlinit această profeție și pentru papalitate. După arestare papii Pius al VI-lea în 1798, el a rămas în închisoare până la moartea sa. Următoarea caracteristică, dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele din tâi coarne. De asemenea, se va deosebi de înaintașii lui, el va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. Fiara a doua făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi. Această fiară putere se va deosebi de celelalte fiare dinainte și nu își va exercita puterea în mod direct, ci prin intermediul altor puteri militare și sau politice. Papalitatea nu a avut propria armată, ci a fost mereu într-o colaborare cu alte puteri militare și politice, cum a fost Franța, Italia, Germania și alte țări europene.
În Apocalipsa 13 cu 12 scrie că a doua fiară care se ridică din pământ oferea aceleași servicii militare și politice primei fiare, făcând ca locuitorii pământului să se închine ei. Întrebarea ar fi care este cea de-a doua putere. O întrebare pentru studiu personal. Următoarea caracteristică, această colaborare cu alte puteri politice și militare este simbolizată prin cuvântul curvie dintre curva din Apocalipsa 17 și împărații pământului. Apocalipsa 16 ne ajută foarte mult să discernem o caracteristică importantă a fiarei prin asemănarea ei cu o curvă care călărește fiara. Papalitatea este simbolizată în Apocalipsa 17 ca o curvă, deoarece s-a abătut de la creștinismul curat al Noului Testament pe care l-a învățat Domnul Hristos și a apostaziat. Colaborarea papalității cu puterile militare și politice sunt simbolizate prin curvie spirituală sau prin femeia curvă pe care o călărește fiara. Următoarea caracteristică, fiara este îmbrăcată cu purpură și stacojiu și este împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare, scrie în Apocalipsa 17 cu 4. Acestea sunt hainele specifice papalității, la fel bogăție exprimată prin aur, pietre scumpe și mărgăritare. Următoarea caracteristică, va primi o rană de moarte care apoi este vindecată. Rana de moarte este primită de către papalitate în anul 1798, când Papa Pius al VI-lea a fost luat prizonier. De asemenea, vindecarea rănii de moarte se realizează în anul 1929 la Tratatul de la Lateran, când teritoriile confiscate în 1798 sunt date din nou patrimoniului Bisericii Papale, și Mussolini semnează tratatul cu papalitatea și ea ființă statul Vatican. Următoarea caracteristică, se va încumeta să schimbe vremile, scrie în Daniel 7 cu 25. La creațiune Dumnezeu a stabilit niște repere după care să ne conducem în măsurarea timpului, acestea sunt soarele și luna. În trecut toată lumea se orienta numai după aceste repere. Ziua se termina la apusul soarelui și începea o nouă zi. Calendarul avea 360 de zile, 12 luni, o lună avea 30 de zile. Lunile erau numărate în conformitate cu perioada de revoluție a lunii, satelitul Pământului. Prima zi a săptămânii era duminica. Fiara a făcut modificări astfel încât astăzi este totul diferit de cum a planificat Dumnezeu. Cum a intervenit papalitatea în acest sens? Calendarul cel mai răspândit în prezent este cel gregorian, care a modificat în anul 1582 fostul calendar iulian prin bula papală Inter Gravissimas de către Papa Grigori al XIII-lea, al cărui nume l-a primit acest calendar. Celelalte două calendare, cel iulian și cel roman, care i-au precedat, au fost stabilite de către Imperiul Roman și diferă de calendarul iudeu din perioada Vechiului Testament, prin mai multe caracteristici amintite. Următoarea caracteristică, se va încumeta să schimbe legea. Fiara a schimbat legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sau mai bine zis, are această pretenție încumetare de a șterge ceva din ce Dumnezeu a scris cu însuși degetul lui pe piatră. Cum s-a împlinit această îndreptul papalității? Papalitatea a schimbat cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, mai exact a exclus complet porunca a doua din lege, care se referă la închinarea în fața icoanelor și statuelor, a despărțit ultima poruncă din lege în două pentru ca să iasă la număr tot 10, iar porunca a patra, care se referă la păzirea sâmbetei ca zi de odihnă în amintirea creației, a modificat-o pentru a fi păzită duminica în cinstea învierii Domnului Hristos. Toate aceste modificări se regăsesc în Catehismul Catolic. Următoarea caracteristică, aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 10 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Sunt și 7 împărați.
scrie în Apocalipsa 17 cu 9. Sediul fiarei se află pe șapte munți. Cea mai renumită cetate din lume care se află pe șapte munți sau coline este Roma. Și în Roma, bineînțeles, se află Vaticanul. Următoarea caracteristică, aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Sistemul sexagesimal în baza 60 este specific Babilonului antic și a fost moștenit pe plan mondial până în prezent. În Daniel 3:1 scrie: Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Apoi a cerut tuturor națiunilor adunate să se închine în fața lui. În revista catolică Our Sunday Visitor din 18 aprilie 1915 scrie: Literele gravate pe mitra papală sunt Vicarius Filii Dei, care se traduce din latină cu înlocțitorul Fiului lui Dumnezeu. Când însumăm valoarea literelor acestui titlu, obținem exact numărul 666. Observăm cum toate caracteristicile primei fiare din Apocalips 13, în paralel cu celelalte capitole, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsa 12 și Apocalipsa 17, s-au împlinit în dreptul papalității. Este important să remarcăm că în perioada reformațiunii din secolul 16, aceasta era singura interpretare acceptată de toate mișcările protestante. În același secol, Biserica Romano-Catolică a răspuns la mișcarea reformei protestante cu așa zisa contrareformă, al căror reprezentant principal a fost Ordenul Iezuit. Pentru a abate atenția oamenilor de la faptul că profețiile biblice identificau perfect papalitatea cu fiara din Apocalipsa 13 și curva din Apocalipsa 17, doi iezuiți au inventat două teorii bizare de interpretare. Teoria futuristă a fost inventată de către iezuitul Francisco Ribera în anul 1585 și teoria preteristă, inventată de către iezuitul Luis de Alcazar și a fost publicată puțin mai târziu, în 1614. Teoria preteristă identifică fiara ca un personaj din trecut, iar teoria futuristă ca un personaj din viitor, astfel încât papalitatea pare a fi disculpată. Interesant că cele două teorii sunt contradictorii prin ele însele, deci una o contrazice pe cealaltă, dacă ar fi să le comparăm, dar în acest context era importantă să fie distrasă atenția oamenilor de la papalitate. Ceea ce devine și mai interesant este că pe parcursul următoarelor secole, aceste două teorii s-au răspândit treptat tot mai mult și au fost acceptate în mod ciudat chiar de către cultele protestante. O întrebare de meditat ar fi: cum credeți că a fost posibil acest lucru, ca niște teorii catolice ale contrareformei iezuite care încercau să disculpe papalitatea, au ajuns să fie acceptate pe scară largă de către majoritatea cultelor protestante? Acum că am identificat fiara, mai avem foarte puțin până la identificarea semnului acesteia. Pentru a fi mai ușor, însă vom sublinea un contrast pe care îl găsim în Biblie dintre semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei. De exemplu, mai există doar 4 pasaje în Biblie unde găsim expresia din Apocalipsa despre un semn pus pe mână și pe frunte. 2 sunt în Exod și 2 în Deuteronom. Partea și mai surprinzătoare este că referința uneia din cele 4 pasaje corespunde exact atât pentru capitol, cât și pentru verset. Și aici este vorba despre Apocalips 13 cu 16, unde scrie: Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte.
și celălalt text este în Exod 13 cu 16. Deci același capitol 13, același verset 16, doar că este o altă carte. Scrie, să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Aceeași idee apare și câteva versete mai sus, în versetul 9 din capitolul 13. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Dacă citim contextul, vom descoperi că Dumnezeu le-a poruncit aici să țină sărbătoarea Paștelui o dată pe an și să aducă jertfe lui Dumnezeu pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre vite și să răscumpere pe orice întâi născut dintre fii, cu scopul de a le reaminti mereu că Dumnezeu i-a liberat din robie egipteană și pentru ca să păzească legea lui Dumnezeu. Acest lucru nu era un semn fizic propriu zis, ci trebuia să servească ca un semn de aducere aminte a ceva ce a făcut Dumnezeu în trecut pentru salvarea lor și pentru a ține poruncele lui Dumnezeu. Celelalte două pasaje sunt Deuteronom 6 cu 8 și Deuteronom 11 cu 18. Vom citi câteva versete din contextul celor două pasaje din Deuteronom ca să extragem câteva idei valoroase de aici. Titlul primului pasaj este Ținerea poruncelor Domnului. Versetul 1. Deci Deuteronom, capitolul 6, versetul 1. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiului tău, toate legile și poruncile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. 7. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarei între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și acum din Deuteronom 11 vom citi iarăși câteva versete. Versetul 1. Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile lui, legile lui, rânduielele lui și poruncile lui. Versetul 8. Astfel să păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire. Versetul 13. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, 14. El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și veți strânge grâul, mustul și unde lemnul. Versetul 18. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntare între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. 20. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. 21. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. În limba română, când dorim să subliniem cuiva importanța unui lucru pe care trebuie să-l rețină, cineva îi spunem, scrieți pe frunte ca să nu uiți sau scrieți pe mână.
Ceva asemănător întâlnim și în textele biblice de mai sus. Poporul Israel trebuia să memoreze și să-și reamintească atât intervențiile lui Dumnezeu pentru salvarea lor, cât și poruncile lui pentru a-i fi recunoscători, pentru a-L iubi, pentru a se teme de Dumnezeu și a păzi poruncile lui. Aceleași idei le regăsim și în contextul pasajelor despre semnul fiarei din Apocalipsa. Apocalips 12 cu 17. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Apocalips 14 cu 5. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Apocalips 14 cu 7. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și Apocalips 14 cu 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Din cartea Apocalipsei descoperim că cei răi vor primi semnul fiarii, iar cei credincioși vor primi și ei semnul, pecetea sau sigiliul lui Dumnezeu pe frunte. Apocalipsa 3 cu 12 spune următorul lucru. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Apocalips 7 cu 3 spune următorul lucru, zicând, nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Apocalips 9 cu 4, li s-a dat să nu vatăme iarba, pământul, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Apocalips 14 cu 1, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și ultimul text din Apocalips 22 cu 4, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Din textele prezentate până acum și caracteristicile identificate pentru semnul pus pe frunte sau pe mână, vă las să deduceți personal care este semnul lui Dumnezeu și care este semnul fiarei, adică semnul papalității. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare când vom face un pas înainte în acest studiu al semnului lui Dumnezeu și al semnului fiarei.